Cei care s-au născut în zodia Vărsătorului vor avea în ziua de 27 iunie o temă de natură materială, ce fac cu niște bunuri, cum procedează să obțină niște bani, ce demersuri trebuie să facă să ajungă cu un dosar, cu o temă de lucru, de viață, de muncă, la o instituție de resort. Deocamdată nu este vorba de negocieri, de prezentări, de apărarea proiectului și de susținerea ideii, ci doar de niște demersuri de ordin administrativ, legal. Între 28 și 29 iunie, cei născuți în zodia Vărsătorului vor fi bântuiți de nevoia de a se lămuri cu privire la niște subiecte, niște informații, niște oameni, niște ipostaze de viață, niște inițiative care nu sunt pe placul lor până la un punct sau nu par să evolueze într-un beneficiu personal. De ce se întâmplă asta? Eu ce trebuie să înțeleg din toate astea? Cum ar trebui eu să reacționez? Dacă nu mă implic și ignor aceste mecanisme, ce am de pierdut? Sunt întrebări firești. Sunt întrebări însă care vor primi un răspuns în măsura în care în aceste două zile, luna tranzitând semnul Balanței și intrând în armonie cu planeta Venus din Gemeni, le permite celor născuți în Vărsător să funcționeze foarte bine din punct de vedere intelectual-mental. Vor sta de nota 10 la capitolul logică, rațiune, sinapse, conexiuni, sinteze, atenție pe detaliu, finețea spiritului. Bun, dacă la toate acestea se mai adaugă oarecare maturitate, o experiență reală de viață, lectură, cultură, pricepere, atunci sigur că vor avea un succes real. Vor ști foarte exact ce și de ce se întâmplă, cât și cum trebuie să reacționeze, cât și cum trebuie să respingă sau să accepte și ce demersuri să facă pentru a fi în rândul lumii, acolo unde se petrec aceste provocări, în măsura în care ele corespund unui ideal, conștiinței lor, planului lor de viață sau, dimpotrivă, să se lepede de ele, să fugă cât mai departe de aceste tentații vinovate sau periculoase sau riscante sau inutile. Între 30 iunie și 2 iulie, în zorii zilei, se vor pune din nou probleme legate de funcție, numere, nume, autoritate, demnitate, rang, putere. Acestea sunt în continuare puse într-o ecuație dificilă, mai întâi din perspectiva planetei Uranus, care se află în Taur în opoziție și care de acolo nu face decât să creeze vibrații destabilizatoare. Uneori acestea sunt mai puternice și îi sperie pe Vărsători, alteori sunt mai blânde. Este un moment al unui alt tip de intuiție, de data aceasta este vorba de intuiție afectivă, ce le spun sentimentele, feeling-ul, trăirile, lucrurile mai puțin logice, așa cum era cazul cu câteva zile înainte, de acel context minunat pentru minte, logică și rațiune. Acum este vorba de un context minunat pentru suflet, spirit, trăiri interioare și sentimente. Pentru că ei vor reuși să suplinească ceea ce nu reușește să ducă la bun sfârșit un mecanism de analiză prin această putere de înțelegere care depășește suprafața lucrurilor, contururile clare, culorile precise și alte senzații de care se pot dispensa. Și atunci pot să perceapă foarte repede din ceva, dintr-un ton, dintr-o sprânceană ridicată, dintr-un gest echivoc, ce gândește și ce dorește de fapt câte un personaj. Să-i spunem colaborator, șef superior, într-o relație de muncă, într-o activitate publică sau într-o activitate în care e vorba de competiție pentru putere, cum ar fi sectorul vieții politice. Și imediat vor ști cu cine au de-a face, ce e în capul acelora, ce gândesc, ce cred despre el, cât se poate baza pe acela, prin ce trece persoana respectivă, dacă mai merită să se bazeze sau nu, dacă nu cumva este cufundată în niște probleme personale încât e pierdută pentru cauză. Este un moment al unor lămuriri pe căi neconvenționale, la care Vărsătorii sunt cu adevărat maestri. Între 2 iulie, după ora 4:30 dimineața și 3 iulie, mecanisme utile până la un punct, se pot lăsa pe mâna unor prieteni, pot cere ajutorul unor oameni care au funcție sau care au un statut special legat de ideea de ordine, dreptate, autoritate publică, persoane care sunt respectate, sunt un model sau pur și simplu au experiență, asta e profesia lor și tot ceea ce spun este coerent, corect, demn de remarcat, de ținut minte sau de urmat, de pus în aplicare. Este o perioadă bună pentru dialoguri, schimburi de idei. Nu este exclusă întâlnirea cu o persoană de cetățenie străină, vorbitor al unei alte limbi. decât limba română firește, cu care vărsătorul să se întrețină și de la care să afle multe lucruri, să primească o ofertă, o încurajare, să îi deschidă o ușă printr-un orizont de viață pe care îl poate contura într-un chip real, fără să fie vorba de minciuni, iluzii, vanități sau reverii. De aceea, vărsătorii pot să aibă și beneficiul unei întâlniri de excepție. Dacă se rămâne la stadiul acestei întâlniri, ea nu va fi uitată, dar se poate merge mai departe și după această primă întâlnire și primă impresie să se construiască o relație. Poate nu neapărat de tipul prieteniei care presupune să mergem duminica la pescuit. Probabil că nu își va permite să-l abordeze pe respectivul în acest fel, dar va fi comunicare interumană sinceră, directă, reciproc avantajoasă. În ziua de 28 iunie, Marte va intra în zodia Berbecului și va începe să tranziteze casa a treia comunicării, a învățăturii și a drumurilor de scurtă durată sau pe distanțe mici până pe 7 ianuarie 2021. Este vorba de un tranzit de excepție de 6 luni și 10 zile, care le va oferi acestor persoane numeroase provocări, momente delicate, poate și situații conflictuale. Ei vor fi obligați să acționeze într-un chip răspicat, evident, fără dubiu, să fie foarte eficienți, categorici. În sfârșit, folosesc un termen mai puțin delicat, dar este foarte, foarte în logica specificului, să fie nemiloși. N-am spus fără scrupule. Nemiloși, adică să nu se lase abătuți în ultimul moment de sentimente sau resentimente, de slăbiciuni umane, de trăiri colaterale sau de lacrimile temircui. Să rămână principiali și consecvenți cu un drum, cu necesitatea unui tip de abordare a problemei, a conflictului sau a persoanei. Pentru cei tineri nu este foarte bună combinația între Marte, Chiron și Lună Neagră cu privire la evoluție școlară, pedagogică, profesională, învățătură, acumulare de științe. La capitolul carte și studiu lucrurile stau rău, șchioapătă, indiferent de vârstă. Nici cei mici n-au tragere de inimă. Bine, veți spune e vacanță. Da, voi spune eu, dar durează până în decembrie tranzitul și oricum problema unor examene se poate pune oricând peste vară, mai sunt peste câteva săptămâni examenele toamnei și așa mai departe. Apoi sunt examenele la care se supun dincolo de un program fix al gimnaziului sau liceului, ori chiar al facultății, sunt examenele pe care le dă orice om de-a lungul vieții. Aici lucrurile sunt complicate pentru că vor fi în permanență agitați, nervoși, superficiali, vor avea tentația să sară peste pagini, nu vor avea posibilitatea, chiar dacă citesc, muncesc și se dedică, să sistematizeze materia, să o pună în lăcașurile cuvenite, într-un mecanism de aducere la suprafața argumentelor, datelor, cifrelor, numelor de oameni. Nimic nu va fi la locul lui. Vor să rostească numele unui personaj, îi uită numele mic. Vor să spună când s-a născut, încurcă anii. Vor să spună ce lucrări a scris sau ce a făcut, încurcă cu activitatea altui personaj sau le scapă ideea. Din această perspectivă, părinții, mai ales de copii născuți în Vărsător, trebuie să fie foarte atenți, pentru că este vorba de o perioadă în care se pot pierde șanse importante, se poate rata un concurs, un examen, tentativa de a fi admiși, primiți într-o formă de învățământ superioară în țară sau străinătate. De acum încolo, până în decembrie, drumurile vor fi asociate cu mici incidente și accidente, cu conflicte verbale sau cu necazuri de orice fel. Cea mai bună variantă ar fi să facă, de exemplu, o excursie și să aibă o vecinătate enervantă, o persoană care să-i scoată din sărite sau cu care să aibă un schimb de cuvinte care să-i tulbure liniștea și bucuria ceea ce văd și trăiesc acolo. În ziua de 2 iulie, Saturn, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Capricornului și implicit va întări mesajul astral pe care îl mențin acolo, cald, eficient, Jupiter și Pluton în conjuncție. După ce a stat 2 ani și ceva în acest segment, Saturn a făcut un scurt popas din martie până în prezent în semnul Vărsătorului și oarecum a eliberat această casă a 12-a lucrurilor necunoscute, dar și a bolilor lungi și cronice, de o povară reală. Întorcându-se, repune o serie de probleme pe tapet. Dacă ne referim la segmentul sănătate, este vorba de reapariția unor simptome, stări și tulburări organice care privesc o afecțiune veche, o suferință congenitală, o boală din copilărie sau din tinerețe, ori o boală definitivă, care nu mai poate să fie eliminată din tabloul clinic, poate doar să fie ținută sub control, prin medicație, prin proceduri, în așa fel încât ceea ce generează în corp să fie cât de cât suportabil. Sunt foarte multe aspectele pe care le va induce acest tranzit. Firește, nu va opera doar pe casa a 12-a pe care o tranzitează, ci fiind vorba de axa celor două case ale sănătății, va privi în egală măsură și casa a 6-a a bolilor scurte, măcar prin ideea că nu va fi un partener de vindecare rapidă, va fi un factor care va instaura din nou o apăsare sufletească, o îngândurare, o întristare pe ideea iarăși trebuie să ajung la spital, iar trebuie să fac analize, iar trebuie să țin regim, iar trebuie să mă duc la tratament, iar trebuie să refac niște ipoteze de lucru. Dialog cu medici, tot felul de premize care îi se vor pune în față și pe care el trebuie să le analizeze, să le judece și să decidă, într-un final, ce vrea de la boală, de la sine, de la medic, de la tratament. Opțiunile, ca și în trecut, vor fi dificile, doar că acum trebuie să fie mult mai bine abordate. Poate că de pe urma acestor 2 ani și ceva de încercări vor avea și mai multă experiență, poate că au acumulat mai multă înțelegere, date și informații și vor decide în cunoștință de cauză. Va fi un moment în care, oricât sunt ei de spontani și de intuitivi, vărsătorii ar trebui să învețe și lecția temperanței, a studiului, a autocunoașterii, a răbdării și a unei plieri pe condițiile grele existențiale, care sunt legate intrinsec, cel puțin până la sfârșitul anului 2020, de această zonă a sănătății. Partea bună în toată această poveste este că după 17 decembrie 2020 Saturn va reveni în Vărsător definitiv, va părăsi casa a 12-a și se va întoarce acolo abia în 2047. Iar din 2021 vor avea și beneficiul unui Saturn în Vărsător pentru 2 ani și jumătate, care va fi cu totul și cu totul altceva, va permite o adevărată renaștere de sine.